Medicina stilului de viață este o medicină curativă sau doar profilaxie? Această întrebare are un element foarte personal pentru mine, pentru că eram student la Colțea în anii 80, la începutul anilor 80, am făcut semiologie, medicină internă, tocmai apăruseră ecografele, se făcea ecografie cardiacă, profesorul Bruckner, și totuși eram dezamăgit de faptul că nu se vedeau rezultate palpabile la pacienți. Deși medicina a înaintat foarte mult, ecografie cardiacă, vasculară, medicamente noi, totuși impactul, pacienții veneau după câteva luni și nu aveau îmbunătățiri în starea de sănătate, din contră. Mai târziu am aflat despre centre de medicina stilului de viață, unde există rezultate pentru bolile acestea cronice ale stilului de viață. Și am avut ocazia, la începutul anilor 90, să călătoresc în Statele Unite, să fiu pregătit în câteva din aceste centre, inclusiv printr-un master de sănătate publică, nutriție publică la Universitatea Loma Linda. Și întorși acasă împreună cu alți câțiva colegi, doctorul Moroșan, Sorin, un bun prieten al meu, am înființat Centrul de Sănătate de la Herghelia, un centru care își propune tocmai lucrul acesta, o abordare cauzală, o abordare a bolilor cronice ale stilului de viață prin schimbarea stilului de viață. Aș vrea să mă refer pe scurt la activitatea Centrului de Sănătate Herghelia, iată 28 de ani de existență, să menționez trei provocări majore ale practicii medicale și a educației medicale din secolul 20 și modul în care medicina stilului de viață poate să fie și cred că va fi parte din răspunsul la aceste provocări, provocări care pot să ducă întreg sistemul medical la colaps. Centrul de Sănătate, Centrul de Medicină a Stilului de Viață, Herghelia, a fost deschis în 91 și folosește medicina stilului de viață pentru pacienți din 1996. Este coordonat de medici care au avut o pregătire în domeniu. Promovăm o medicină bazată pe dovezi și căutăm să scurtăm gapul acesta între cercetare și aplicarea clinică. Promovăm schimbarea stilului de viață prin mijloacele clasice ale medicinii stilului de viață, nutriție, exercițiu fizic, igiena, somnul, odihne, managementul stresului, a dependențelor, suport social, reziliență emoțională. Am ajutat la înființarea altor patru centre similare în România, dar și centre în străinătate. Centrul are pe partea clinică 50 de paturi, avem o școală sanitară post-liceală pentru asistente cu o subspecialitate focusată pe medicina stilului de viață, ceva deosebit în România. Avem de asemenea un centru de conferințe și sigur producem cât putem de mult din legumele, vegetalele pe care le punem în farfuria pacientului. Mediul este un mediu healing environment, este expresia potrivită pentru asta. Facem foarte multă educație pentru sănătate, medicii sunt implicați în educația pentru sănătate. Adresăm foarte eficient durerea și limitările în mobilitate prin fizioterapie, kinetoterapie, terapie hidrotermică extrem de eficientă și în reducerea inflamației în COVID-19, gimnastică medicală, acvatică, o alimentație bazată pe alimente vegetale integrale. Sigur, ca și tratament, nu credem că toată populația României ar putea să îmbrățișeze o astfel de dietă, dar pentru cei care suferă de boli cronice ale civilizației este probabil dieta cea mai potrivită și multă mișcare în aer liber. Împreună cu colegi de la Loma Linda am efectuat un studiu clinic randomizat, open label, în care
am căutat să vedem ce se întâmplă dacă aducem oameni de pe stradă, nu chiar, din trei întreprinderi din Târgu Mureș, pe care i-am randomizat în două grupe, un grup de tratament care au stat 10 zile, așa cum este o serie obișnuită la Hergelia, și un grup de martori care i-am urmărit, dar ei nu au fost la Hergelia. Și apoi, după perioada de intervenție de 10 zile, i-am urmărit timp de un an ca să vedem ce se întâmplă. Intervenția a fost o intervenție de schimbare a stilului de viață multifactorială, cu factorii clasici ai medicinii lifestyle, dietă, exercițiu, suport dependențe, suport somn, igiena somnului, program antistres și terapie de grup, suport social. Conform așteptărilor, pentru că am văzut timp de 10 ani lucrul acesta întâmplându-se în fiecare serie, ele sunt înalt semnificative statistic, toți parametrii studiați și vedem ca și valoare medie, grupul de tratament a scăzut în 10 zile 1,6 kg, colesterolul total a scăzut cu 31%, LDL-ul cu 34%, trigliceridele au scăzut cu 25 mg/100. Ceea ce este interesant este că, deși dieta este bazată preponderent pe carbohidrați integrali, alimente integrale, totuși trigliceridele nu urcă, ele coboară în programul nostru. Glicemia a scăzut de la 105 la 79, de la o stare de prediabet la o stare, deci la o glicemie normală, și tensiunea arterială sistolică a scăzut cu 17,5 mm de mercur. Urmărând grupul de tratament timp de un an, au fost câteva valori care au fost înalt semnificativ statistice în ce privește scăderea lor, cum este colesterolul. Deci s-a menținut un colesterol scăzut, nu au revenit la baseline, la data când am început studiu, ceea ce înseamnă că programul nostru a avut un impact. Sigur, atunci când este vorba de schimbarea obiceiurilor de viață, nu te aștepți ca peste noapte să se producă minunea, ci este un program lent și în timp. De asemenea, după un an și LDL-ul era scăzut semnificativ statistic, la fel tensiunea arterială sistolică și durerea. Așa cum am zis, avem rezultate deosebite în ce privește tratamentul durerii la Hergelia. În concluzie, programul de la Hergelia, studiul acesta, am reușit să demonstrăm că într-un timp relativ scurt poate să modifice considerabil tabloul factorului de risc în risc major în bolile coronariene, cardiovasculare, aterosclerotice. Impactul la 10 zile a fost cel puțin la fel de semnificativ ca cel obținut de regulă la pacienții ce vin la Hergelia. Sigur, acesta a fost un grup de oameni ai muncii, unii tineri, alții mai în vârstă, unii care nu aveau nicio problemă de sănătate. S-a păstrat în cadrul grupului tratament diferențe înalt semnificative statistic între valorile variabilelor la un an comparativ cu baseline pentru tensiunea arterială sistolică și diastolică, colesterol și LDL colesterol. Riscul estimat pentru infarct miocardic a scăzut cu cel puțin 44-50% la un an pentru grupul tratament. Medicina stilului de viață este o ramură a medicinei bazată pe dovezi, în care modificările cuprinzătoare ale stilului de viață, inclusiv nutriția, activitatea fizică, gestionarea stresului, evitarea substanțelor care produc dependență, igiena somnului, sprijinul social și reziliența emoțională, sunt utilizate pentru a preveni, trata și a produce remisiunea bolilor cronice prin abordarea cauzelor care stau la baza acestora. Medicina stilului de viață este un domeniu interdisciplinar al medicinei interne, științelor psihosociale, neurosociale, a sănătății publice și a mediului și biologiei. Abordarea factorilor stilului de viață are potențialul de a reduce povara bolilor cronice asupra sistemului de sănătate
și de a crește calitatea vieții și longevitatea individului. Medicina stilului de viață este doar prevenție sau este și cură sau vindecare? Așa cum am zis, ea realizează ambele și, sigur, accentul cade pe prevenție, prevenția fiind o acțiune de a stopa apariția unei probleme de sănătate, însă este și curativă pentru că ajută la restabilirea sănătății, a stării dinainte a apariției bolii și se bazează pe capacitatea naturală a organismului de a se regenera și de a reveni la o stare de echilibru și sănătate. Practic, parte din medicina stilului de viață este procesul educațional în care pacientul este făcut conștient, este informat despre legile fiziologiei, legi imuabile pe care le poți călca, dar în final ele te calcă. Și cunoscându-le, este ajutat ca să se alinieze la aceste legi ale fiziologiei și rezultatele sunt marcante. Deci, la noi, în mod tipic, inflamația de grad redus dispare după o săptămână datorită acestui program. Deci rezultatele sunt imediate. Medicina stilului de viață este acceptată sau din ce în ce mai mult acceptată. Sigur, noi cu toții știm că este un lucru bun, dar până la o implementa și până a găsi bani pentru a plăti medicina stilului de viață e un drum mai lung, pentru că lucrurile sunt așezate cum sunt așezate la ora actuală. Sunt multe universități, centre de prim rang, care folosesc deja și au departamente de medicină integrativă și aici este medicina stilului de viață. Știm deja din 1990 că bolile cardiovasculare aterosclerotice sunt reversibile prin schimbarea stilului de viață. De asemenea, adevărul este adevărat lucrul acesta despre remisia diabetului. Studiu direct din Anglia, publicat în 2018-2019, interesant, doctorul Taylor este șeful departamentului de rezonanță magnetică de la Universitatea din Newcastle, dar este foarte interesat de aplicarea clinică a ceea ce a descoperit dânsul, o metodă de cuantificare a cantității de grăsime din ficat și din pancreas și are multe studii publicate pe subiectul acesta, care este, cum apare diabetul. Și în momentul în care înțelegem cum apare, atunci putem să și tratăm eficient. Boala renală cronică este reversibilă cu alimentație bazată pe vegetale integrale, proteină vegetală. Boala Alzheimer foarte probabil reversibilă. Acum câteva zile a apărut un studiu condus de dr. Ornish care dă multă speranță în sensul acesta. Apoi efectul epigenetic al stilului de viață, din nou dr. Ornish, în regresia cancerului de prostată nemetastazat. Apoi dieta bazată pe vegetale este extrem de eficientă în bolile inflamatorii digestive. Proteina animală, aminoacizii de proveniență animală, cresc riscul de boli cardiovasculare aterosclerotice cu 60%. Un studiu realizat de Universitatea Loma Linda și Universitatea din Paris. Și proteina animală este un factor de risc cauzal în cancere cu transmitere virală și nu numai. Apoi, sunt multe semnale că societatea și guvernele diverselor țări înțeleg din ce în ce mai mult importanța medicinii stilului de viață în Statele Unite, pentru prima dată începând din 2015, ghidul dietetic produs de Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii, recomandă o dietă vegetariană sănătoasă alături de dieta americană sănătoasă și dieta mediteraneană sănătoasă, dar toate se disting prin faptul că oferă multe alimente pe bază de alimente vegetale integrale. Amprenta ecologică este favorabilă stilului de viață vegetarian. La Hergelia,
timp de 28 de ani am avut peste 30.000 de pacienți și avem, totul este documentat, avem datele respective, și anume eficiență, prevenirea și tratamentul bolilor cardiovasculare aterosclerotice, eficiență în obezitate, eficiență în diabetul de tip 2, avem rezultate deosebite, mai ales la acele cazuri în care, pe care le prindem destul de repede în primii 10 ani de la apariția diabetului și, de regulă, reducerea tensiunii arteriale, glicemiei, trigliceride, exact cum am arătat în studiul din 2006. Aș vrea să mă refer puțin la cele trei mari provocări. În secolul XIX, marea provocare erau bolile infecțioase. Sigur, tratamentele, nu se știa cauza bolilor, tratamentele erau exotice, chiar multe, se dădeau multe otrăvuri ca mercurul, arsenic, acidul sulfuric, vitriolul, ca și medicamente. Speranța de viață era foarte scăzută. Odată cu nașterea microbiologiei, s-a pus bazele abordării științifice a infecțiilor și apoi mai târziu s-au descoperit vaccinurile și apoi antibioticele. A început era de aur a antibioticelor. Pregătirea medicală s-a realizat tot pe acest scalapod al bolilor infecțioase și era un calabot destul de intuitiv. Exista un diagnostic clar, germenii, microbieni, și apoi exista un tratament clar. Existau antibioticele și așa mai departe. De asemenea, modelul acesta, modelul educațional, care a izvorât tratamentul cu succes a bolilor infecțioase, a putut fi aplicat și în chirurgia, medicina de urgență, unde cauza este foarte clară. Care sunt cele trei mari provocări care au marcat medicina, dar și educația medicală? În primul rând, tranziția de la o prevalență a bolilor infecțioase la bolile cronice ale stilului de viață, apoi divorțul între cercetare și clinică și creșterea exponențială a costurilor îngrijirilor. Și toate acestea au avut o puternică înrăurire asupra pacientului. Iată la japonez, care țin cele mai bune registre de mortalitate, sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, prevalența bolilor infecțioase. Apoi, după descoperirea antibioticelor, au început să fie mortalitatea, este un studiu de mortalitate, mortalitatea prin bolile cronice a crescut foarte mult și acestea au devenit primele cauze de mortalitate. Medicina stilului de viață este o parte importantă din rezolvarea acestor probleme. Pentru că se focalizează pe cauzele bolilor cronice și are succes în tratamentul lor pentru că abordează stilul de viață care este responsabil de aproximativ 80% din bolile cronice. În al doilea rând, ajută la umplerea golurilor dintre cercetare și clinică prin modele practice unificatoare. Inflamația de grad redus, microbiomul, epigenetică, axa neurodigestivă și, nu în ultimul rând, ușurează povara și presiunea financiară fiind mult mai ieftină. Este cunoscută butada cu focalizarea pe simptome, care nu este eficientă, când dacă am închide robinetul, ne-am focalizat pe cauze. Într-un articol deosebit apărut în New England Journal of Medicine, autorii spun că studenții învață din această cultură că îngrijirea sănătății ca afacere poate să amenințe medicina ca și chemare. Acesta este rolul medicinii stilului de viață, să aducă din nou, să readucă inima în tratamentul pacienților, în abordarea pacienților, în educația medicală, pentru ca să putem să răspundem cu succes acestor trei mari provocări. Pentru cei care doresc să vadă întreaga prezentare, o puteți accesa aici.